O să trag de asta și fie ce-o fi. Ce cadou ai face unui dușman? L-aș ignora. Zine un banc prost. Unul din cele mai proaste bancuri pe care le-am auzit e un banc cu blonde, două blonde, pe părți diferite ale unui râu. Una o întreabă pe cealaltă, fată, cum fac să ajung pe partea cealaltă? Iar cealaltă îi spune, dar fată, tu ești deja pe partea cealaltă. S-a cerut un banc prost, îmi cer scuze. Care e deviza ta când faci filme? Hai să terminăm filmul ăsta. Unele sunt mai dure decât altele. Unde îți place să scrii și ce ritualuri ai dacă ai? Îmi place mai mult să scriu la cafenele, liniștite. Și ritualul este să scriu numai cu o cafea lângă. Și câteva milioane de cafele mai târziu, asta e cariera mea. Fii atent aici. Cum l-ai descrie pe micuțul în trei cuvinte? Cald, mare și bun. Te joci cu focul, Adrian. Ce proiecte vor urma după Klaus și Barroso? Va urma un film tot cu Cosmin și cu mine, titlul de lucru, Crimă în Odobești Express. Numește trei regizori sau regizoare de film din România cu care vrea să lucrezi sau pe care îi le admiri. Cristi Puiu, Mungiu, Porumboiu. E triada cu care dorm sub pernă. O să trag de asta și fie ce-o fi. Ce ar conține în program un one-man show prezentat de tine? Ceva foarte personal și chiar lucrez la un one-man show. Nu știu dacă e pentru la anul sau pentru peste 2 ani, dar este mult despre mine și mai mult despre tata.